Aquatim SA a semnat două noi contracte de lucrări. Unul face parte din programul de dezvoltare durabilă, iar celălalt din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu toate că este luna concediilor, noi nu luăm pauză de la investiții. Pe lângă cele făcute din fonduri proprii, suntem în permanență interesați de atragerea de fonduri nerambursabile, deoarece acestea ne permit să realizăm lucrări de amploare la cele mai înalte standarde, transmit reprezentanții Aquatim. Prin aceste contracte, 13 străzi din Cenad vor avea rețele de canalizare noi și moderne, 137 de imobile vor fi racordate la aceste rețele, vor fi realizate 3 stații moderne de tratare a apei în Făget, Surducu Mic și Tomești, iar 9 localități vor fi deservite de aceste stații de tratare.